Anul trecut, pe bancă acolo, stăteau două femei. Un obuz a căzut chiar la picioarele lor și le-a ucis. Însoțind primarul prin localitate, este greu să găsești o stradă fără astfel de povești. Acestea sunt vestiarele terenului de sport și aici este secția de poliție. Este greu de urmărit ce s-a întâmplat și când. Îți amintești ce s-a petrecut ieri sau alaltăieri. Dar când ai trecut prin asta de 20, 30 sau chiar 40 de ori, pierzi socoteala. S-ar putea crede că florile sunt ultima grijă a oamenilor dintr-un oraș precum acesta. Dar primarul este convins că florile sunt vitale. Oamenii din Bilopilia au nevoie să vadă și ceva frumos. Ceva ce nu-i o ruină. Gazoanele, tufele, este un haos. Nu mai putem scoate mașinile de tuns iarba, fiindcă sunetul acestora este asemănător cu cel al dronelor. Când le aud, oamenii intră în panică. Pe de altă parte, când are loc un atac real, zgomotul mașinilor de tuns îi împiedică să audă pericolul. Lovitura, mai explică primarul, nu trebuie să fie directă. Frecvent, unda de șoc provocată de explozie sau o schijă sunt suficiente pentru a provoca pagube mari. Alarmă de raid aerian. Telefonul primarului sună în continuu. Sunt informații de la armată, dar și de la oamenii care trăiesc mai aproape de graniță. Ține de datoria sa să-i informeze pe oameni prin intermediul canalului Telegram al orașului. O bombă glisantă a fost depistată pe partea rusă a graniței. Sunt și bombe care se îndreaptă spre Bilopilia. În mod normal, primim un avertisment de 40 de secunde. Fie că va sosi curând și va exploda, fie că își continuă traiectoria. Uneori își schimbă direcția în ultimul moment. Ne apropiem puțin de ieșire pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă. Primarul tocmai a primit mesajul că două bombe glisante au lovit, doi oameni au fost răniți, nu știm cât de grav. Când ajungem pe această stradă, ni se spune că două persoane rănite au fost deja transportate la spital. Din fericire, aceste case erau goale. Doar câțiva metri mai încolo, rezultatul ar fi fost cu totul altul. Sergei locuiește alături. Încă este șocat și furios. Când a căzut bomba, nimeni nu s-a deranjat să vină și să verifice dacă mai trăim sau nu. Stăteau acolo și se holbau la crater. Înțelegi? Sergei spune că nu este prima oară când scapă ca prin urechile acului. Acum două luni, mai multe rachete au lovit strada pe care locuiește. Așa că este mai puțin optimist decât primarul. O să ne gândim ce avem de făcut. Nimeni nu va reconstrui toate acestea acum, dacă se vor reface vreodată. Trebuie să părăsim zona. Ni se spune că mai multe bombe glisante se apropie.